Anul acesta suntem bucuroși să avem în calitate de oaspeți la 8-a ediție a Festivalului Mărlu, care e festival național. Este important că anul acesta au dorit să participe 24 de agenți economici și asta dă dovadă că, comparativ cu anul trecut, cu 6 agenți economici mai mult, festivalul are viitor și e important să promovăm acest produs frumos Mărlu. Este important să vină oamenii să odihnească, să relaxeze, dar e important deci, ca acest produs să fie promovat, că noi sorocenii ne mândrim că, într-adevăr, partea de nord suntem cei mai mari suprafață de nivel, la nivel de raion, deci soiuri noi, plantații noi. Da, e clar că fiecare ediție vine cu niște lucruri interesante, niște, deci noi o să fie niște elemente noi. Sper că organizatorii vor să organizeze bine această ediție, dumneavoastră rămâne să veniți să fiți în calitate de oaspeți, să vă distrați, să vă odihniți, să primiți plăcere la acest festival. Vă așteptăm la Festivalul Mărlu, ediția 8-a, 2018, în preajma cetății Soroce.